Un bărbat de 34 de ani din comuna Matca, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 251, a surprins și accidentat un bărbat de 66 de ani din aceeași localitate. Acesta se deplasa pe lângă bicicletă și a traversat drumul în fugă și fără să se asigure. În urma impactului, bărbatul a suferit leziuni și a fost transportat la Spitalul Municipal Tecuci în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Câteva minute mai târziu, un tânăr de 22 de ani din Galați, în timp ce conducea un autoturism pe strada Domnească din localitate, a surprins și accidentat o femeie de 73 de ani care s-a angajat în traversarea străzii pe trecerea de pietoni. În urma impactului, femeia a suferit leziuni și a fost transportată la Spitalul Județean Galați în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Cei doi gălățeni au fost accidentați în timp ce traversau strada neregulamentar. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Din nefericire, femeia în vârstă de 73 de ani a decedat în această dimineață pe patul de spital. Șoferul vinovat de producerea acestei tragedii va fi acum cercetat pentru uccidere din culpă.